stimați invitați, dragi copii, deschidem astăzi a 5-a ediție a expoziției de mărțișoare și felicitări, expoziție realizată în cadrul proiectului Primăvara în ochii copiilor. Se știe că fără tradiții nu există cultură, fără tradiții omul nu poate exista. Este o etapă componentă a dezvoltării noastre morale, sociale, culturale și spirituale, elevii mici fiind educați încă din grădiniță că trebuie să cunoască, să păstreze și să transmită mai departe aceste valori, tradiții naționale și locale. Prin acest proiect, elevii școlii noastre au dat frâul liber imaginației și creativității și duc mai departe tradiția mărțișorului românesc. Au realizat mărțișoare și felicitări foarte frumoase, din diferite materiale și în diferite tehnici. Prin urmare, le puteți vedea în această expoziție. Ele pot fi achiziționate, iar banii care se vor aduna, deci fondurile bănești, le vom folosi pentru organizarea altor activități extrașcolare. Eu îi felicit pe acești elevi care, prin talentul lor, au adus primăvara în școala noastră și ne-au trezit în suflete multe bucurii și emoții puternice. Eu îi felicit, și pe ei și pe doamnele învățătoare care i-au îndrumat și pe părinții care s-au implicat în realizarea acestor lucrări și le doresc o primăvară frumoasă, atât de frumoasă pe cum sunt aceste lucrări. Vă mulțumesc încă o dată tuturor! Un scurt cuvânt vreau să vă adresez și eu. Am așteptat această zi știind că vine primăvara și natura de altfel ne-a arătat acest lucru. A început să se încălzească, așteptam să vină mărțișoarele confecționate de voi. Vă felicit că ați ajuns la 5-a ediție și îmi pare foarte bine că pornind de la această activitate de tradiție au preluat-o și alte școli la nivel de județ și chiar instituții la nivel de județ, care școala noastră fiind un model pentru dâns și de a perpetua tradițiile frumoase românești, copiii să știe ce înseamnă firul roșu, firul alb din mărțișor și să îl dăruiască cu drag părinților, în primul rând părinților, aș zice eu, doamnelor învățătoare, pentru că sunt cele care îi învață ce înseamnă acest simbol al primăverii. Câte felicitări ai cumpărat, Darius? 3. Pentru cine? Pentru mami, pentru bunica și pentru bunicu. Vai ce frumoase sunt! Tu ai confecționat. Felicitări! Da? Ce mărțișoară? Ce mărțișoară ai cumpărat? Nu am mărțișoare, doar felicitări și coșulețe. Coșuleții foarte frumos. Pentru cine ai luat tu coșuletul ăsta foarte drăguț? Ca și o coroniță. Pentru toată familia. Nu știu încă. Mai vreți ceva?